Jurnaliștii ruși redeschid dezbaterea asupra existenței extratereștrilor și o fac cu ajutorul unor imagini de la o presupusă autopsiere a unei creaturi nepământene. În imaginile șocante, creatura umanoidă, mult mai mică în dimensiuni decât un om, este studiată în amănunt. Trupul ar aparține unui extraterestru care ar fi ajuns pe Terra în 1969 la bordul unui OZN doborât de ruși.